Chiar dacă ne aflăm într-o perioadă cu temperaturi ridicate, mulți oameni se gândesc să își asigure lemnele necesare pentru încălzirea pe perioada rece. La fel ca și alte produse, și lemnele s-au scumpit destul de mult. În plus, forța de muncă, oamenii care să le taie sau să le care, este greu de găsit și necesită cheltuieli suplimentare. La sate, oamenii se încălzesc în special cu lemne. Unii dintre ei au început deja să cumpere, să nu îi prindă frigul nepregătiți. Alții se gândesc să facă și economie, eventual să încălzească mai puțin. E efort mare, dar ce să mai facem? Asta e. Crești copiii și rămâi tot singur. Ce să faci? Îl duc. Nu și-o lăsa copilul să stea cu mine. Ai de mamă de suflet. Toate sunt scumpe. Toate. Ce-o mai face, nu știu. Păi economie facem totdeauna, că n-ai încotro. Ești învățat să faci economie, n-ai încotro. Deocamdată n-am cumpărat până acum, dar o să cumpărăm. Lemne tot trebuie să luăm. Ori așa, ori scumpe, ori ieftine, tot trebuie să cumpărăm. Iar de-am trecut vreo 40 de milioane ne-a costat lemnul. Dar asta e, trebuie să ne încălzim, nu? N-avem ce face. În comparație cu anul trecut, este o creștere mult mai mare. Chiar dacă avem păduri proprii și munca e din partea familiei, tot trebuie să plătim oameni ca să vină să le ia, să le tragă, să le aducă. Și tot, adică tot e mult mai greu față de anul trecut și față de anii trecuți. După ce facturile la gaz și la curent au explodat și lemnul de foc s-a scumpit, de exemplu, o familie care locuiește într-o casă mare, într-o zonă de munte, ajunge să plătească până la 7.500 de lei pe lemne într-un sezon rece. Potrivit datelor oficiale, în prezent, jumătate dintre gospodăriile din România se încălzesc cu sobe alimentate cu lemne, cele mai multe în mediul rural.